Doamnelor și domnilor, sunt Victoria Conea și vă prezint știrile pentru astăzi. Un bătrân de 86 de ani din satul Sergheu, Caraionul Druchea, a fost bătut și jefuit în turul nopții. Hoții au sustras banii și s-au făcut nevăzuți. Druchea TV vine cu detalii la subiect. Un bărbat de 86 de ani din satul Sergheu, Caraionul Druchea, a fost bătut și jefuit. La miezul nopții, hoții au deconectat firele electrice pentru a fi nevăzuți, după care au pătruns în locuința bătrânului. Bărbatul era neputincios în fața atacatorului. M-am gândit că noi la mine nu e, m-am uitat să se ia de aici, arde afară, nu e, la mine și noi nu e. Și am simțit la fereastră că o trăiet lumina, o trăiet de la șoșul că este apoi bucrușit. Și o trăiet antena de la televizor, telefonul, m-am întâlnit și am văzut cum acolo arde, de aici nu arde. Și m-am simțit. Dau să recușa cu el, poate în casă nu intra. El era și pușcă cu mine, era și era atlet. Dar n-am putut. Când să recușa cu un tată unul în casă, mai mult n-a intrat unul. Atât m-a pălit, am țicat jos. Jaful a fost pus la cale cu câteva zile înainte, câinele din curte fiind otrăvit potrivit victimei. Indivizii au sustras banii pe care bătrânul i-a adunat timp de aproape 20 de ani. Bani, unde-s bani? Banii am luat băiat, băi. Și cât am avut eu bani și niște și prinesc cu pensie acolo 1000 de lei. Cazul este în proces de investigație, a relatat ofițerul de presă a Inspectoratului General de Poliție. Puteți vă comunica cazul dat a fost pornit în proces penal. Totodată, la moment, se întreprinde acțiuni de urmărire penală și măsuri speciale de investigație. Cu alte momente și date mai la concret, o să revenim. La moment, asta e informația că trebuie să furnizăm. Bătrânul de 86 de ani locuiește de unor singur. Copiii și nepotul sunt plecați peste hotarele țării. Victoria Conea, Eugeniu Bulat, TV Drochia. Victimele războiului din Afganistan au fost comemorate la Nisporeni în memoria ostașilor căzuți pe front. A fost organizată o manifestație la care au participat 10 de persoane. Albasa TV vine cu detalii. Tudor Cernatu, de 58 de ani, din satul Boldurești, avea doar 18 ani când a ajuns pe câmpul de luptă. Veteranul își amintește cu durere în suflet de clipele trăite, iar pierderea camarazilor l-a marcat pentru toată viața. A fost greu, da. Am răzbătut. Am ajuns, s-a mai fost la Island Război la 92, tot de la început până la urmă. Tot greu, tot am răzbătut. Împușcați eu mulți, pe mulți am dus la, dar nici nu vreau să ne aduc aminte de amă că murdării de sânge, de mulți am dus în brațe, i-am pus în vertaliot, din vertaliot eu am dus în Tashkent. Și mai mult nu mai știu nicât de dâns și asta e păcat că nu-i. Ca asta nu pot să-i uit. Eu primele zile când am venit de acolo, să mă iertați, să mă scuzați, răcnem pe somn. Tata dorne cu mine și mă liniștea. Acum parcă, da tot, mi-aduc aminte, plâng, îmi pare rău de ce-a fost. Nu trebuie să fie asta, dar dacă... Veteranii adunați la Nisporeni au depănat amintiri. Chiar dacă au trecut 31 de ani de la retragerea armatei sovietice din Afganistan, foștii participanți ai conflictului povestesc că nu vor uita niciodată clipele de groază trăite în tranșee. Eu am fost sapior. Poți, cum, știți cum asta, sapiorul, dacă s-a șubiește odată, au rămas... Memoria noastră, cum știți, deși. Mi-a rămas și mi-a făcut datoria, cum știu. Dolg. Lasă dolg, iată. Dar dolgul nostru a rămas ca oamenii care i-a ca băieți s-au pierdut și zic el și amă. Toți
jeliu rămas, a rămas în inima lor așa. Nu, așa ceva nu trebuie. Lasă mai gine și pași. Un omagiu au adus și autoritățile. Acestea au mulțumit veteranilor pentru vitejia și devotamentul de care au dat dovadă. Dumneavoastră care ați fost acolo pe câmpurile de lupte ale Afganistanului, nu veți uita niciodată aceste scene, martori a cărora ați fost. Rămâneți cu adevărat pentru tinerii de azi un reper moral prin care ați trecut acei ani grei cu demnitate. Ne exprimăm adâncă recunoștință și prețuire pentru faptele dumneavoastră. Dintr-un oraș mic ca Nisporeniu, dintr-un raion mic ca Nisporeniu, au plecat bravi soldați, bravi feciori care au executat un ordin. O parte din ei s-au întors acasă și amintirea lor încă mai este vie și ne bucurăm că îi avem vii astăzi în fața noastră. O parte au rămas pe câmpul de luptă, acolo, să zacă. Însă noi trebuie să rămânem cu amintirea vie și să ducem mai departe acest mesaj și să încercăm să nu-l pierdem în timp. Administrația publică locală va pune umărul ca asemenea evenimente să fie și în continuare pentru a duce mai departe amintirea acelor momente și lecția care ne-a dat-o istoria. Toți cei prezenți la manifestația de comemorare au asistat la un serviciu divin. În memoria ostașilor căzuți a fost ținut un minut de reculegere și s-au tras salve de pușcă. Spre finalul mitingului de comemorare, cei prezenți au depus flori la monumentul eroilor conflictelor din Afganistan și de Penistru. În războiul din Afganistan din anii 1979-1989 au participat în jur de 12.500 de moldoveni, dintre care 301 și-au pierdut viața, iar 257 au devenit invalizi. Din raionul Nisporeni, 140 de soldați au luptat, dintre care 7 au decedat pe câmpul de luptă. La bustul marelui poet Grigore Vieru de pe Aleea Claseților din parcul municipiului Soroca au fost depuse flori. La data de 14 februarie, Grigore Vieru avea să împlinească 85 de ani. Sor TV vine cu mai multe detalii. Râuri de flori au curs la bustul marelui poet Grigore Vieru de pe Aleea Claseților din parcul Mihai Eminescu din municipiul Soroca. Autorități, profesori, elevi, oameni de cultură, dar și simpli cetățeni au venit să-i aducă un omagiu poetului Grigore Vieru, care pe data de 14 februarie ar fi împlinit 85 de ani din ziua nașterei. Mama, limba, patria, copilăria, dragostea sunt cele mai cunoscute teme din creația viereană. De aceea, cei prezenți la evenimentul de comemorare au savurat cu drag din poeziile și cântecele pe versurile marelui poet. Nu mai răsare pe cercuri cubeul, atunci gândul. Curatul meu gând, în trei culori strălucind, desfășurați-l pe cer, până la apele Nistrului.
ce ca o slujnic se pură ei din zori, în casă și pe afară, cu fruntea în sudor. Ce dă întâi la păsări și apoi mănâncă el, și dă întâi la floare să bea din cofăiel. Tu ești un geniu, mamă, târziu recunoscut, abia atunci când iarbă răsai din tristul lut. Casă părintească nu se vinde, nu se vinde pragul părintesc, din atâtea lucruri dragi și sfinte, ochii mamii încă ne privesc. Sensibilizăm opinia publică, de fapt, spre... educația, spre educația patriotică, în primul rând, dar fiind faptul că-și creația lui Grigore Vieru întrucipează în sine absolut totul ce este stânt. Întrucipează patria, mama, copilul, țara. De aceea, eu cred că fiecare cetățean, fiecare de la copil până la mătură, este important ca să... să păstreze și să promoveze și să conștientizeze anume acele valori naționale care le are țara noastră. Prezent la eveniment, părintele Mihail Milea de la Buzău, autorul mai multor cărți despre creația lui Grigore Vieru, a vorbit despre opera poetului ca despre o carte sfântă, amintind că Vieru este luceafărul literaturii române contemporane. Dragii mei, poeții nu mor, ei rămân vii și pleacă de pe pământ, se mută în ceruri, unde pe colile cerului norii lui Dumnezeu continuă să scrie versuri așa cum face și Maria sa Grigore Vieru. E dimensionat faptul că numele poetului Grigore Vieru este cinstit la Soroca într-un mod aparte. Pe lângă un bust, în oraș mai este și o stradă care îi poartă numele și o fundație culturală. E foarte greu a vorbi despre Grigore Vieru. Este greu și responsabil. Pentru că Grigore Vieru, după cum spunea marele poet român Nichita Stănescu, a fost un mare și adevărat poet, poezia căruia a izvorât din zvâcnirea sufletului său. El este un model de demnitate națională. El este un mare poet. Un poet care peste veacuri, nepoții și strănepoții noștri ne vor admira că noi am fost contemporane a lui. Autoritățile sorocene au venit la eveniment cu lecția bine pregătită. Chiar ne-au recitat și versurile preferate din creația marelui poet. Împreună cu colegii am venit și am adus un omagiu. 11 ani de când Grigore Vieru, marele poet, nu mai este printre noi, 11 ani fără Vieru, 11 ani mai săraci. Marele poet Grigore Vieru ne-a lăsat o mare comoară, minunatele versuri care elimină dragostea față de pământ, față de mamă, față de grai, față de tot ce e mai bun. Grigore Vieru a fost și poetul copiilor. Grigore Vieru trăiește după moarte. Grigore Vieru a fost poetul dragostei. Dragostei față de mamă, dragostei față de patrie, dragostei față de limba maternă. Operile lui Grigore Vieru au fost traduse în limba engleză, în limba bulgară, în limba rusă. I-au fost oferite decernate și oferite prestigioase distincții internaționale în domeniul literaturii. Numele lui Grigore Vieru continuă să doineze și după plecarea dumnealui în eternitate. Și chiar ar fi o greșeală dacă nu aș rosti astăzi versurile cele mai celebre după mine, cuvântul mamă. Pruncii îl zumzăie, bătrânii îl visează, orfanii îl lăcrămează,
fricoșii îl strigă, bolnavii șoptesc, iar ceilalți îl uită. O mamă! O mamă! Marele poet Grigore Vieru s-a născut la 14 februarie 1935 în satul Pererâta, fostul județ Hotin. Autor al mai multor volume de poezii, printre care Placheta de versuri, Numele tău, Duminica cuvintelor, Acum și în veac, Taina care mă apără și Abecedarul pentru copii. Doamnelor, domnilor, aici încheiem buletinul de știri. Rămâneți și în continuare alături, urmează știrile în limba rusă. Бумажная или электронная книга? Кто-то лучше посмотрит кино. Что же выбирает нынешняя молодежь? Бас ТВ об этом в репортаже. Чтение – одно из самых больших увлечений в нашей жизни. Читать можно и бумажные, и электронные книги. Так считает множество людей. Но есть и те, кто считает иначе. Сегодня я побеседую со своими ровесниками, которые любят читать, и с теми, кому это не нравится. Поехали! На данный момент я определенно могу сказать, что да, люблю читать. До поры до времени я считала, что это может быть скучным, но понимая, что я выбрала для себя определенный жанр, в котором я читаю, в основном это современная литература, и поэтому я могу сказать, что да, люблю. Я не люблю читать, потому что мне это очень скучно и уматывает. Да, я очень люблю читать, потому что я думаю, что это забавно, и именно тот человек, который читает, он больше всего разговаривает. Все же я могу сказать, что я предпочитаю бумажную книгу, так как, ну, к примеру, возьмем электронную книгу, такой фактор, как излучение, он плохо влияет на наше здоровье, и мы быстрее устаем, а бумажная книга, она, ну, как бы не придает нам такой усталости. Я больше предпочитаю читать, наверное, электронную, так как в нашем городе нет возможности читать более бумажную, потому что не во всех библиотеках она есть, и это очень трудно добывать учебники. Вы знаете, мне не трудно читать электронную книгу, но я предпочитаю бумажный вариант. Оно более как-то успокаивает. Если перед тобой будет стоять выбор фильм или книга, что бы ты выбрала? Ну, думаю, года два назад я бы сказала фильм, но сейчас я скажу книга, так как не раз уже убеждалась, что в книге намного больше информации и деталей, нежели в фильме. Фильм, потому что, ну, все-таки это более интересно для меня. Те произведения, которые подобрала нам программа, наше образование, то я считаю, что они совершенно не подходят, так как молодежь, она не понимает то, что читает, и из-за этого у них пропадает полностью желание читать дальше и вникать в суть. Я думаю, что они подобраны не по годам. Многие дети не понимают того, что они прочитали. Удачно подобраны. Мы изучаем такие произведения, которые учат жизни, которые дают возможность детям рассуждать, делать определенные выводы. Через 10-20 лет, я думаю, книга не утратит свой интерес, и к книгам будут относиться уважительно, будут читать и будут любить читать. Я все же думаю, что все перейдет в электронный формат, и книги, как бы, книги просто исчезнут. Чтение – это больше для души. И
как, так как человек всегда будет с душой, так он всегда и будет читать книги. Возможно ли из русского учебного заведения перейти учиться в румынское или наоборот? Как разрушить языковой барьер? Об этом в сюжете БАСТ-ТВ. Теоретический лицей Матей Басараб – единственное учебное заведение в городе Басарабяска с преподаванием на румынском языке. И если раньше здесь учились только дети, которые с рождения говорят по-румынски, то сейчас сюда приходит все больше школьников из русскоязычных семей. К примеру, только в этом учебном году среди первоклассников 5 ребят, для которых румынский язык не родной. Есть и ученики, которые перешли в этот лицей из русских школ уже в старших классах. Дежан класили деличел. În anul trecut de studiu, acum sunt în clasa 11, s-au înscris doi elevi care au terminat treapta gimnazială de instruire în școala rusă, dar au dorit ca să fie liceeni în Matei Basarab, liceu cu instruire în limba de stat. Pe urmă, alt elev, tot din clasa a 10-a anului trecut, s-a transferat la mijlocul anului de studii. Deja avem trei vorbitori în clasa 11-a de limbă rusă. Iar în anul acesta, spre marea noastră bucurie, satisfacție, pentru că suntem mândri de fapt că elevii ne solicită, ne aleg, au venit elevi din școala instruirii în limba rusă în clasele a 7-a și a 8-a. Respectiv avem o elevă în clasa 7-a și două elevi în clasa 8-a. Адаптация к новой школе – всегда тяжелый период для подростка. Тем не менее, желание и упорство поможет привыкнуть не только к смене обстановки, но и языка. Зона Марта, если он фильм «Триллер», что-то фантастика, американ, где он переносит опцию четырей, прямой экранизации роман «Оманин», где Стивен Кинг. Какие трудности ты испытывала в первые дни учебы в лицее? Языковой барьер. Естественно, низкий уровень знания языка, но уже преодолеваю языковой барьер намного лучше, чем в самом начале. Не могла на все ответить на румынском языке, не понимала, что меня спрашивают. Немножко как бы было трудно разговаривать, особенно на уроках румынского языка, потому что непривычно. Как говорят ребята, справиться с трудностями им помогли новые педагоги и одноклассники. Все, кто меня окружают, большинство разговаривают на румынском языке, и я слышу их, и я начинаю понемногу осваиваться. Осваиваться, я думаю, что до конца этого семестра у меня уже будет все хорошо с румынским, тем более я обещала маме и бабушке, так что я стараюсь. Как отметила учитель румынского языка лицея Матей Басараб, в большинстве случаев языковой барьер никак не сказывается на успеваемости школьников. Поэтому педагоги приветствуют желание детей и их родителей учиться в данном лицее. Consider că părinții își orientează copiii spre școlile naționale unde se studiază limba română, gândindu-se la viitorul copiilor. Probabil se discută în familie despre opțiunile ce urmează să fie luate de dânsii, da, cu legătură cu studiile post-liceale. Și pe această linie chiar vreau să le mulțumesc părinților că sunt curajoși și găsesc suficiente motive să-și îndrepte copiii aici, la noi. Сами ученики уверены, знание румынского языка необходимо для получения высшего образования и дальнейшего трудоустройства в родной стране. Я решила сюда перейти, так как во всех высших учебных заведениях требуется румынский язык, и поэтому я пришла сюда, чтобы его выучить. В Кишиневе очень важен румынский язык, потому что на нем не только учатся, но также он присутствует и на работах, и также в обществе практически все разговаривают на румынском, поэтому это очень важно для меня, знать этот язык. Директор лицея Матей Басараб также считает, что обучение на государственном языке открывает перед молодыми людьми больше возможностей.
Părerea mea este că copiii au înțeles că aceasta este cerința timpului, că ei se vor încadra mai bine în societate atunci când vor cunoaște bine limba de stat, vor putea să opteze pentru orice profesie și pentru orice instituție din Republica Moldova în care studiază în limba de stat, dar vor putea să se înscrie și la studii în România, ceea ce fac mulți absolvenți ai liceului nostru. Se vor încadra bine și în societatea europeană. Ребята, которые решились поменять не только школу, но и язык обучения, уверены, это под силу каждому. Если вы действительно этого хотите, и если вы знаете, что это ваше, и вам это понадобится, и вам нравится, то переходите. Конечно, не бояться и стараться, потому что если не будешь стараться, то ты по-любому не выучишь язык. Нужно читать, смотреть фильмы на румынском и больше углубляться в эту тему румынского языка, тогда у тебя все получится. Давайте планировали о фильмовой сунд средате бине, рабили сунд формате, чем выминалась, еще музыка, лексивинь в афарте бине, то эти эмоции или персонажи вам, май лес ин финал, ла финал, посвящить фильмовой. Это были новости на русском языке. С вами была Виктория Коня. Всего доброго!